Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce o să facem în joculețul de azi. Păi, vedem că mai avem aici niște quest-uri de făcut și o să încercăm să-l facem pe acesta, să jucăm cu Jesse. Și momentan, din ce văd, putem să o upgradăm. Da, hai să o și upgradăm înainte să jucăm. Facem maximul posibil și dacă vom reuși să mai obținem un trofeu, vom debloca acest caracter pe Brock. Hai să-i dăm drumul la primul meci. De fapt, hai să începem cu un duo, după care vom încerca și alte tipuri de joc, alte moduri. Băi, e prima dată când joc cu Jesse. Ok, și vedem că se refractă hiturile ei. Și am pierdut, adică am murit acolo, dar a venit coechipierul nostru și ne-a ajutat. Ok, e destul de dificil de jucat cu Jesse. Ok, hai să vedem. Aproape am distrus robotul. Holy! Ok, mai luăm de aici energy points. Holy! Nu! Ne băgăm la adăpost deocamdată. Și obținem victoria cu ajutorul robotului. Avem 9 trofee și acest lucru ne va debloca noul caracter. Hai să vedem. Ok. Și mai avem, acum îl avem pe Brock, care arată destul de cool cu ochelarii ăia. Bun, hai să încercăm acum și mergem greb, am mai jucat. Hai să jucăm Brawl Ball. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Brawl Stars și să apăsați butonul de like. Ok. Să luăm mingea și mergem să dăm gol acolo, să vedem dacă reușim. Da, trebuia să dau ultimata. N-am mai apucat. Și să vedem dacă... Ok, luăm mingea. Și putem să mergem pe poartă. Și poarta este poarta liberă. Și dăm primul gol din acest episod. Am scăpat acolo singur cu portarul. Cu poarta goală, de fapt. Și... să încercăm să menținem acest avantaj. Sau să încercăm să dăm... Da, am dat deja golul 2 și obținem prima victorie din Brawl Ball. Am mai luat 8 trofee. O ducem pe Jesse la rank 2. Și hai să încercăm și... Ne uităm aici pe... Da, trebuie să dăm damage la Gem Grab. A, trebuie să jucăm și la fotbal. Bun, hai să mai jucăm un Brawl Ball, dacă tot am început cu meciurile astea. Să dăm câteva meciuri și apoi o să jucăm și la Gem Grab. Ok. Avem mingea.
vedem cum ne împărțim încolo. Holy. Suntem foarte aproape de gol. Nu, și ne-au dat gol. Aia cred că n-am dat bine acolo ultimata aia. Și am trimis mingea, am crezut că atac. Da, e greu pentru că sunt la început și nu prea știu exact cum funcționează toate widgeturile, toți brawlerii practic. Ok, hai să luăm mingea. Oh, și cred că putem să o trimitem la o distanță mai mare. Hai să încercăm așa. Da, nu, n-a prea funcționat și am pierdut acolo, am fost omorâți. Oh, și poarta este aproape liberă din cauza... Din cauza că s-au distrus pereții aceia de protecție. Și dăm al doilea gol, nu datorită mie, dar... Wow, și sunt star player meciul acesta. Nu înțeleg de ce, nu mi s-a părut că am jucat atât de bine. Ok. Deci avem de câștigat 10 meciuri, 12.000 sau 120.000 de puncte de damage și să omorâm 24 de inamici în acest mod de joc. Hai să mai dăm un meci, după care vom juca Gem Grab. Hai să vedem. Holy. Ok, am rămas aici în viață. Avem nevoie de puțin heal. Ok. Oare ne găsește ăsta aici? Ne găsește, ne va găsi cu siguranță. Hai să plecăm din iarbă. Da, am greșit acolo. Am trimis mingea ca să o duc departe de poartă. Și hai să vedem dacă reușesc. Voi, echipierii noștri să... Doamne! Și a murit. Simt că vine golul pe noi. N-am apucat să lansez robotul acela care se spanează. Ah, ba da, l-am pus. Și hai să vedem dacă... Ok, am scos un adversar acolo, dar... Băi, în continuare suntem... Ne chinuim să dăm un gol. Dacă scoatem pe... Și în sfârșit au reușit să dea un gol acolo. Și mingea este... nu trebuia să intru în zona aia. N-am văzut acel poison sau ce... cum se numește. Și trebuie să mai rezistăm 7 secunde. Da, și aproape imposibil să ne mai dea gol. Bun, obținem o nouă victorie în acest mod. Și haide să dăm și un match de Gem Grab.
Ok, hai să schimbăm aici. Să vedem cum ne descurcăm cu Jesse. Cred că e potrivită pentru modul ăsta de joc, din moment ce își spanează acel robot acolo care trage în inamici. Ok. Să vedem. Avem deja 5 gemuri, iar ei nu au niciunul. Deja am făcut 6. Șapte. Și... ok, mai punem un roboțel aici. Da, nu înțeleg ce fac ei acolo. Punem un roboțel. Și în 10 secunde vom obține victoria. Trebuie să mai rezistăm câteva secunde, da. Și obținem prima victorie din acest mod. Și suntem din nou star player. Băi, am făcut niște meciuri destul de bune în acest episod. Vedem că am terminat și un quest aici, care ne aduce 500 de points, suficiente încât să ne luăm următorul reward din Brawl Pass, care este un Brawl Box, dacă am văzut bine, și avem 16 coins, avem El Primo, Penny și atât. Aia e cel mai slab box din joc. Bun. Hai să ne uităm un pic la Brock. Băi, arată destul de mișto. E foarte tare. Îmi place mult cum arată. Are bazuca asta pe umăr. Și cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!